se bine. Atinge-mă cu dulcea ta privire, care e atât de dragă și oricare dată dulce mă îmbată cu acel fior. Iar oricare clipă este o aripă legănându-mă spre al tău dor. Iubirea mea nu-i trecătoare, nici când, nici când nu moare. Mereu îmi par la fel ca la început. Iubirea nu e trecătoare, iată mereu în floare, atunci când cel mai mult nu ai crezut. Iubirea mea nu-i trecătoare, nici când, nici când nu moare. Mereu îmi par la fel ca la început. Iubirea nu e trecătoare, iată mereu în floare, atunci când cel mai mult nu ai crezut. Dorește-mă în orice dimineață, sărută-mă și spune-mi că în viață nu e alta mai frumoasă și mult mai duioasă. Gingașă plăpândă ca un ghiocel, ia-mă lângă tine, pierde-mă în privire și să-mi spui că mă iubești la fel. Iubirea mea nu-i trecătoare, nici când, nici când nu moare. Mereu îmi par la fel ca la început. Iubirea nu e trecătoare, ea dă mereu în floare, atunci când cel mai mult nu ai crezut. Iubirea mea nu-i trecătoare, nici când, nici când nu moare. Mereu îmi par la fel ca la început. Iubirea nu e trecătoare, ea dă mereu în floare, atunci când cel mai mult nu ai crezut. Iubirea mea nu-i trecătoare, nici când, nici când nu moare. Mereu îmi par la fel ca la început. Iubirea nu e trecătoare, ea dă mereu în floare, atunci când cel mai mult nu ai crezut. Iubirea mea nu-i trecătoare, nici când, nici când nu moare. Mereu îmi par la fel ca la început. Iubirea nu e trecătoare, ea dă mereu în floare, atunci când cel mai mult nu ai crezut. Iubirea nu este trecătoare, un lucru deja cert. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Bună dimineața! Bine ai venit! Nici frumusețea nu-i trecătoare. Aoleu! În cazul tău, la fel de zveltă, de plină mulțumesc de energie. Mulțumesc! Cumva reușești să te odihnești în această perioadă, pentru că am senzația că nu prea dormi. Așa este. Deci, dacă să vă zic mai sincer, am dormit astă noapte 3 ore doar. Doar 3 ore? Da, noaptea mai precedentă, niciunul. Asta deoarece 3 ore în 48 de ore. E motivul întemeiat. Vorbim despre un concert. Așa e. Eu zic să anunțăm acum data, că pentru da? Că mai apoi să și concursul, facem nu? Și un concurs, da. Vă reamintim pe 16. 16 da. Februarie, ora 16, Palatul de Cultură al Ferroviarilor, Sala Mare. Da, este un concert în memoria, da, Anatol Roșcovan.
Așadar, vorbim despre un concert care va fi un omagiu, vom avea parte și de invitați surpriză, colegii lui Anatol Roșcovan. Iată pe partea pe verso. Da, avem lista artiștilor care vor fi în spectacol. Este vorba de Ion Soruceanu, doamna Olga Ciolacu, Anatol Mărțiencu, frații Bivol, doamna Lidia Botezatu, Radu Dolgan, foarte mulți. Richard Ardezeanu, Studio. Studio. Ricu Vodă, foarte multă lume care l-au iubit pe Anatol Roșcovan și le mulțumesc foarte mult că vin în acest spectacol minunat. Să ne amintim de Anatol. Pentru că este un nume titanic foarte important pentru tot ceea ce numim noi muzică în Republica Moldova, eu sunt alături de voi. Cam asta este genericul evenimentului. Da, de fapt, este ediția a doua. Dacă eu am făcut acest spectacol 10 ani în urmă, deci la 50 de ani al lui Anatol și acum la 60. Probabil că asta este și ultimul meu concert care îl fac așa în memorie Anatol Roșcovan, fiindcă peste 10 este foarte greu. Dar peste 10 este ani. Foarte greu și peste 10 ani îl va face Ștefan. Cu toate că el stă în spatele meu și mă ajută foarte mult, dar într-adevăr este foarte greu și... Dar mai vedem. Cine știe, niciodată să nu spui niciodată, mai ales la câtă energie ai... Aoleu, mersi frumos. Eu o să te provoc. Ne întâlnim aici peste 9 ani, știi, și discutăm despre planurile. Dar peste 9 ani mai dăm și altă Dumnezeu vreme. Să fim sănătoși, fiindcă m-am uitat în afișul vechi cu 10 ani în urmă și nu mai sunt Anatol Dumitraș, Mircea Guțu, Gheorghe Pârlea. Deci să dea Dumnezeu să ajungem toți. Dar dacă ajungem toți... Ne întâlnim. Așa să fie. Dar foarte, Dumnezeu. Foarte mulți artiști. Apropo, aici e lista cumva în spate ca să vă dați seama cât de multă lume va fi. Un concert de amploare, un concert care va avea și o durată, probabil. Da, sigur, peste 2 ore jumătate. Ca să fie publicul informat, să se pregătească seara. Da. Apropo, hai să dăm start concursului. Da, hai să dăm start concursului. Am zis noi că avem o întrebare, în urma căreia puteți să obțineți o invitație la acest concert omagiu. Uite așa, hai, care e întrebarea? Întrebarea este una foarte simplă, pentru că este un concert în memoria Anatol Roșcovan. Eu sunt alături de voi, așa se numește acest concert. Va avea loc la Palatul de Cultură al Feroviarilor, la ora 16:00. Dar pe ce dată? Cine ne scrie primul, pe ce dată va avea loc? Într-un mesaj pe pagina de Facebook, într-un mesaj privat. Acela este câștigătorul sau este câștigătoarea a două bilete și va fi prezent sau prezentă deja la concert. Aș scrie eu. Bine, tu o să scrii mai târziu, că nu poți. Oricum sunteți invitați. Mulțumim tare frumos. Apropo, ziceai cumva că Ștefan stă în spate, te ajută la logistică, la tot procesul ăsta de organizare, se implică și Julie? Nu, Julie mai... Mai departe. Mai departe, fiindcă e clasa nouă, are examen și are foarte multe lecții de învățat. Prioritățile și, sigur, și nu va cânta în spectacol, fiindcă are multă treabă. Ștefan o ține bine în mâini și asta e. Dar sunt copiii de la RAV Studio care am făcut 2 colaje de piese a lui Anatol Roșcovan, care au fost cântate de copii, au fost cântate cândva de Cornelia Ștefăneț, care astăzi... Artistă. Da, și va fi și ea în spectacol. Dara, Nicoleta Nucă, deci... Pleiada aceea, da, sigur. Și acum vor cânta copiii de la RAV Studio ai mei. Sper să iasă bine. Și asta e. Deci, cum am mai zis, că avem și discipulii a lui Anatol Roșcovan în spectacol. Vor fi și poeți. Așa, și nu pot ca să nu invit marele poet Iulian Filip, care a scris foarte multe piese pentru copiii, Nănășelul Poznaș, care Ștefan avea doar 3 ani și îl cânta și fără dinți, așa, priveam niște imagini și mă gândeam, zic, uite cât de repede a trecut timpul, știi? Și doamna Galina Furdui va fi invitată, Ianuș Țurcanu, deci vor fi... și poeți. Va fi cumva o întâlnire așa, de suflet? Așa, o întâlnire de suflet, sigur. Nu fac acest spectacol pentru nu știu ce, dar uite, acei oameni cu care a lucrat Anatol, cu care s-a știut, eu vreau să-i adun pe toți și să-l memorăm, să ne amintim de el. Asta e. Se face, apropo, la nivel de pregătire, pentru că sunt foarte multe repetiții. Eu încă o dată am să arunc o privire. Sunt foarte mulți artiști, da, da. Mari artiști, de fapt, care și dumneavoastră îi cunoașteți. Să fac repetiții cu toată lumea de complet. Vom face duminică dimineață până la spectacol, fiindcă acolo da, este de amenajat scena, sunt lucrări tehnice.
Da, vorbim și... despre niște artiști consacrați deja, care da, nu prea au nevoie de repetiții. Hai rapid să mai reamintim sunt... pentru... Pregătiți întotdeauna. Să mai reamintim încă o dată foarte rapid. Ioan Soroceanu, Olga Ciolacu, Alexandru Lozanciuc, Anatol Mărzenco, Gheorghe Țopa, Maria Sarabaș, Anatol și Irina Bivol, Lidia Botezatu și Radu Dolgan, Alexandru Cazacu, Traian Vasil Cău, Adicar, Pricu Vodă, Victoria Lungu, Lenuța Burghilă, Stella Metriuc, Sergiu Țurcan, Maria Stoianov, Eduard Dopireac, Angela Cabaru Școvar. Bună bravo, dimineața! Poți citi, poți citi, și mulți, mulți, mulți alții, așa că ar trebui să fiți prezenți și uitați că avem și un concurs. Sigur, o să fie artiști care nu sunt în lista aceasta. Da. Păi sunt și surprize. Și surprize sunt. Avem și un primul răspuns, apropo. Ce? Avem și aveți! Da. Aveți. Hai să dăm imaginile pentru cei de acasă ca să vadă și ei, să nu zică cineva că am trucat. Am văzut lumea cât de rapid vrea să intre în posesia acestor bilete. Bine, sunt mai multe răspunsuri, dar o să arătăm doar primul răspuns foarte rapid, ca să nu zică lumea că trucăm, că sunt neamuri, cu metri, frați, surori. Dar nu-s? Nu. Nu-s. Nu, nu-s cu metri de ai noștri. Mă, cum poate ți-am zis să scrii? Doamne Angela, da, dar nu, nu cred, nu cred nici lucrul ăsta. Bun, hai să dăm imaginea, rog foarte mult, bun, după cum vedeți. Bun, uite că avem și un câștigător. Este și Iura Vica Stegare, însă prima care reușește să scrie, după cum vedeți și mesaj, este Galina Galescu, cu câteva secunde înainte, 16 februarie, răspuns corect. Elena, tu ești câștigătoare, mai târziu vei afla și detalii cum poți intra în posesia acestor premii. Ai văzut? Felicitări! Cât de rapid! Angela, îți mulțumim tare frumos că ai venit! Cu mare drag! Succes! Emoțiile la o parte și să fie o întâlnire așa cum ți-ai dorit-o! Să dea Domnul! Și acum vreau să cânt piesa mea de debut. Deci ieri a fost o întrebare, care este piesa mea de debut? Este, dragi prieteni, Baștina. Și vor fi și profesorii mei, fiindcă am fost la întâlnire cu absolvenții și am invitat absolut pe toți profesorii la acest spectacol și i-am pus în rândul 2 ca eu când voi cânta în scenă să-i văd. Am fața profesorilor, exact un examen o să fie. Este primul concert unde vor veni profesorii mei. Cât de frumos, mulțumim tare frumos. Și acum cânt Baștina pentru ei. Așa să fie pentru profesorii cei dragi, pentru admiratorii de muzică bună, pentru fanii Angelei Roșcovan. Da, în continuare audiați Baștina. Și tot, farmecul
și tare.